Foarte mulți credincioși au participat duminica aceasta la slujba de la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, arhierou vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Cu acest prilej a fost oficiat și un parastas pentru arhiepiscopul Iustinian Chira. Prima duminică a Sfântului Post al Crăciunului, în care s-a citit pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să fim la Sfânta noastră Catedrală pentru a face slujbă de pomenire în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Iustinian mutat dintre noi. Suntem în interiorul celor 40 de zile, 40 de zile de doliu, și în toate parohiile și mănăstirile din episcopia noastră, în fiecare duminică și sărbătoare se face slujbă de pomenire. Pe de altă parte, ne-am bucurat împreună cu credincioșii, după ce am plâns, ne-am bucurat pentru că, iată, ei au început călătoria postului și foarte mulți deja s-au mărturisit, copiii și tinerii se împărtășesc, ceea ce însemnează că biserica noastră ortodoxă are o dinamică deosebită, are viață, nu doar mărturisire. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Doxologia al Catedralei Episcopale.